Medicii de la Spitalul de Neurochirurgie din Iași au efectuat o intervenție chirurgicală în timpul căreia au extirpat o tumoră rar întâlnită cu diametrul de 7 cm care se dezvoltase dintr-un nerv localizat în măduva cervicală. Managerul Spitalului Clinic de Urgență, profesor dr. Nicolae Oblu din Iași, conferențiar universitar dr. Lucian Eva, a declarat că din cauza tumorii, bărbatul în vârstă de 37 de ani, originar din Galați, a ajuns în stare critică la spital, din cauza că nu își mai putea folosi mâinile și picioarele. Pacientul s-a adresat clinicii noastre pentru un deficit motor incomplet la mâini și picioare, ceea ce într-un termen mai cunoscut este de tetraparese. Faptul că pacientul a avut o evoluție îndelungată până s-a pus diagnosticul a permis ca această tumoră să crească și să-i comprime măduva mai mult de jumătate. Intervenția chirurgicală a fost una laborioasă. S-a practicat o rezecție tumorală vasicompletă cu eliberarea măduvei. Evoluția postoperatorie este favorabilă cu remiterea deficitului motor. Pacientul a început să meargă, să-și coordoneze mult mai bine și mâinile. Va fi externat în zilele următoare, urmând să facă în continuare recuperare neuromotorie. Pacientul va reuși să se reintegreze social, să-și desfășoare activitatea cum și-o desfășura înainte. Bărbatul a fost supus unei intervenții chirurgicale ce s-a întins pe parcursul a 3 ore, iar în prezent starea sa de sănătate este una bună.